Asta
toată inima. Când apa te vede, Dumnezeu, la urmă.
Hai să ne rugăm mâine de Domnul. Vindecare-n tare, putere în cer.
Nu că am fost noi mai buni ca alții, nu că am fost noi mai vrednici ca alții, dar bunătatea lui Dumnezeu a fost reînnoită față de noi și El ne-a dat nouă aceste binecuvântări. Nu-i meritul nostru, e bunătatea Lui. Și aceea, în seara aceasta, se merită să slăvim pe Domnul, să strigăm din toată inima noastră, trăiască Domnul. Amin. Am vrea să pătrundem în cuvânt, să învățăm câteva lucruri. Știu că acest mesaj a fost citit, a fost predicat de atâtea ori, dar așa cum spune Apostolul Pavel, ne este de folos nouă să ne reamintim despre aceste lucruri. Pentru că în viața aceasta omul este cuprins și de multe ori noi uităm anumite lucruri, lucruri bune. Dacă am întrebat pe frați mai în vârstă, nu, care poate n-au putea face cu tabla mulțirii, la școală am știut-o. Dar timpul a trecut, n-am mai făcut repetiție. Și fiindcă n-am mai făcut repetiție, le-am uitat. Nu e așa că am uitat. Ne mai încurcăm de multe ori, Dar în lucrurile acestea ne putem încurca. Ne putem încurca. Dar în lucrurile spirituale, Biblia spune că nu ne putem încurca. Nu ne putem încurca. Pentru că nu ne știm momentul când vom trece din lumea aceasta. Și dacă ceva face greșit, nu este bine. Și am vrea ca toate lucrurile pe care noi le facem, ca poporul lui Dumnezeu, mireasa lui Dumnezeu, răscumpărația lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, toate lucrurile pe care noi le facem, să le facem în așa fel, încât să fie lucruri bune, frumoase și după voia lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre luptă. Aș vrea să vorbesc despre lupta aceasta pe care noi o dăm, sau pe care noi trebuie să o ducem în lumea aceasta, în viața aceasta. Și aș vrea să vă spun că luptele acestea sunt lupte de mai multe feluri. Lupte de mai multe feluri. S-ar putea să spunem că ne luptăm și să nu luptăm lupta cea bună. Să nu luptăm lupta cea bună. S-ar putea să zicem că noi ne luptăm, mă lupt. Dar s-ar putea să nu fie lupta pe care o vrea Dumnezeu. Și aș vrea să mergem puțin la început prin Scriptură și să vedem câteva feluri de luptă. Și aș vrea să ne uităm în cartea Apostolului Efeseni, în cartea Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 39, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în felul următor. Și aș vrea să recitesc acest lucru. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolului 5 cu 39, spune felul următor. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, sunt lupte pe care noi le dăm de multe ori, s-ar putea să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu zice una și noi să zicem alta. Aș vrea să ne uităm la lupta aceasta, lupta împotriva lui Dumnezeu, lupta aceasta nu este o luptă bună. Pentru că dacă ne luptăm împotriva stăpânului, el se va judeca cu noi. Cine ne va întreba în ziua aceea, de ce ne-am luptat împotriva lui? Nu? Și aș vrea ca Domnul să ne păzească pe noi toți, ca nu cumva să ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem doar câteva lucruri cum ne luptăm noi împotriva lui Dumnezeu. Să vedem cum ne luptăm. Și suntem aici și poate unii a zice, păi n-am știut că lupta aceasta este împotriva lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva poruncii lui Dumnezeu. Putem să spunem, poate, n-am știut lucrul acesta. Și
De multe ori îl facem atât de simplu și atât de ușor ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Și noi de multe ori în viața noastră s-ar putea să nu trăim sfințirea. Să nu trăim sfințirea. Mergem în lumea aceasta, mergem în mijlocul ei și mergând în mijlocul ei, noi nu dăm dovadă de sfințire, dăm dovadă de oameni la fel ca și ei. Ca și ei. Și ei se uită la felul nostru de viețuire, la felul nostru de vorbire, la felul nostru de purtare, la felul nostru de a fi, se uită lumea la noi. Și își pune întrebarea. Filip, este omul lui Dumnezeu? Filip, este penticostal? Filip, este omul care merge duminica la biserică? Și ei se pun întrebarea. Și întreabă, este omul acesta așa? Și întreabă, de ce te întrebi? De ce te întrebi? Și îți spune, vorbești ca noi, te porți ca noi și umbli ca noi. Și atunci când noi facem astfel de lucruri, noi, de fapt, ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus să fim sfinți. Și eu nu sunt sfânt. Nu? Iubiți frați și surori, lupta aceasta o dă poate de multe ori, fără să vrem. O altă luptă împotriva lui Dumnezeu, care noi o dăm. Și fără să știm că ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Fără să știm, poate. Dumnezeu ne-a spus și ne-a lăsat scris pe paginile Sfintelor Scripturi să ne rugăm. Și spune Scriptura, rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Avem timp liber la dispoziție. Acum, libertatea aceasta este atât de mare. Sâmbătă, nu mai suntem legați de servici. Sunt zile când nu mai suntem legați de servici. Suntem liberi. Suntem liberi. Și în loc să-mi plece în unghi, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale, și așa cum spune în Deuteronom, capitolul 8 acolo, prin când veți mânca și vă veți sătura, ce să faceți? Să binecuvântați numele Domnului. Și de câte ori, noi ne ridicăm de la masă, de câte ori ne ridicăm și plecăm de acasă, de câte ori poate venim la biserică și plecăm din biserică și nu mulțumim lui Dumnezeu. Nu ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, în a cui potrivă ne luptăm? Cui facem în ciudă? Filip? Dan? Nu? Turcu? Cui facem în ciudă? Lui Dumnezeu. Și Biblia spune să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Să nu vă pomeniți. Iubiți, frate și surori, lucrul acesta poate de multe ori l-a făcut. Nu? Am încercat să nu facem lucrul acesta. A zis că e prea greu, e prea mult timp, poate ne-am făcut părul și să nu punem baticul ca să ne rugăm. Nu? Stricăm părul și iar o oră de oglindă. Nu? E mult. Dar de fapt, ce facem atunci? Ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul spune în Scriptură, nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. O altă luptă împotriva lui Dumnezeu pe care noi o dăm, de multe ori o dăm poate fără să știm. Și Biblia spune că în Faptele Apostolilor, capitolul 17, spune acolo că și tot ce facem în neștiință, Dumnezeu ne iartă. Ne iartă. Dacă am făcut lucrurile acestea, să știți, că în sala aceasta o nouă hotărâre de înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă. Pentru că este bun și bunătatea lui vine în viață. Măriți-o pe Domnul. O altă luptă împotriva lui Dumnezeu pe care noi o dăm, fără să știm, este scris în Scriptură și spune în Cartea Domnului, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Cercetați Scripturile pentru că s-o gândiți că ele aveți și ele mărturisesc despre mine. Iubiți frați și surori,
O altă luptă împotriva lui Dumnezeu este lupta aceasta că noi nu vrem să cercetăm Scripturile. Ne umple timpul cu totul, cu altceva, în afară de cuvânt. Acum se pune întrebarea, unii să cercetăm Scripturile? Unii. Spune Scriptura despre un popor că ei aveau o inimă mai aleasă. Vineau la templu, ascultau ce le spunea Filip, nu? Și mergeau acasă și cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce le-am spus eu este cu adevărat. Este ceva, nu? Deci acasă, să mergem să cercetăm Scripturile. În momentul când noi nu punem mâna pe Scriptură, nu cercetăm Scripturile, nu ne aruncăm privire de Scriptură, nu citim cartea aceasta, pentru că ea este o carte atât de bună, o carte atât de folos pentru noi, și noi cercetăm, de fapt noi ce facem? Luptăm împotriva lui, pentru că nu eu am scris acolo. Cercetați Scripturile pentru că să puteți că ele de viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre? Eu am scris. E scrisul? Nu. E scrisul sau e vorba lui? Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos a spus să facem lucrul acesta. Și când noi nu facem lucrul acesta, de fapt noi ce facem? Luptăm împotriva lui Dumnezeu. Doamne, păzește-mă pe mine, primul rând. Eu mă rog. Și îmi vorbesc mie, Doamne, ajută-mă pe mine, nu cumva să lupt împotriva lui Dumnezeu. Pentru că nu voi avea niciodată izbândă. Oricât de mare, oricât de puternic, oricât de întărit aș fi eu cu Dumnezeu, nu mă pot pune. Nu mă pot pune. Nu l-au biruit nimeni. Și El este singurul care a fost nebiruit. Este Dumnezeu. Și noi, în calitate de oameni, nu vom putea niciodată să-L biruim pe El. Și niciodată nu vom putea să-L punem pe Dumnezeu la colț. Și El, mai degrabă, îl pune pe noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, că și noi nu trebuie să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Sunt alte și alte lucruri pe care Scriptura ne le spune, căci noi luptăm poate de multe ori împotriva lui Dumnezeu. Dar v-am spus anumite lucruri importante sau esențiale din viață pe care trebuie să le facem. Acum, o altă luptă pe care ne spune Scriptura că noi o dăm de multe ori, ne luptăm unii împotriva altora. O altă luptă. Și aș vrea să vă întreb, această luptă este lupta cea bună? Este lupta cea cerută de Dumnezeu? Și aș vrea să vă spun ce spune Scriptura. Nu. Nu este. Dumnezeu vrea ca noi toți, care suntem în lumea aceasta, să trăim în pace. Și Domnul Iisus Hristos se ruga în rugăciunea din Ioan 17 și spunea, Tată, mă rog ca ei să fie una așa cum suntem și noi. Tată, mă rog ca ei să fie una. Frate și sorori, lupta împotriva uneia, împotriva altuia, nu duce la unitate. Nu duce la unitate. De fapt, nu împlinește această cerință a lui Dumnezeu. Nu împlinește. Și când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, El ne va întreba, v-am spus să fiți una? V-am spus să trăiți în pace? V-am spus să vă iubiți, că și prin aceasta va cunoaște lumea că voi sunteți copiii mei? Ne va întreba Dumnezeu. Nu e voie să faci păcate mari. Nu e voie să faci păcate mari. Dar faci lucrul acesta. Nu suntem una. Ne luptăm unii împotriva altuia. Și cum putem face lucrul acesta? Simplu, nu? Frate, predică, eu vorbesc. Nu? Și atunci ce se întâmplă? Nu-i zic nimic? Ne-a zis nimic, dar. Dar eu vorbesc aici în spate. El predică, se luptă, citește din cuvânt, vorbește din cuvânt și eu vorbesc. Ce arăt prin aceasta? Că lupt împotriva lui, nu? Nu-mi place de el, nu-mi place ce spune el, nu-mi place ce face el, nu? Cântă aici în față, nu? Și noi ne găsim altceva să facem. Frate, se luptă,
Copiii ăștia fiind mercuri, fiind sâmbătă aici și se străduiesc să iasă cântarea de laudă așa cum îi place lui Dumnezeu și ne place și nouă. Nu? O cântare plăcută. Nu o încurcătură de instrumente aici. Nu? Și ceva care să ne atragă inima, urechea, nu? Să ne placă. Și noi, ei cântă și noi butonăm. Sau ne uităm în altă parte. Într-acui, după fie luptăm. Suntem pe aceeași undă? Nu luptăm noi unii împotriva altora. Și ce spune Scriptura? Să nu luptăm unii împotriva altora. Doamne, ajută-mă! Pe mine, în primul rând. Să fiu un exemplu. Prin felul meu de a fi. Am dat câteva lucruri esențiale, așa, sau minore, care noi luptăm unii împotriva altora, nu? De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Îl facem. Poate îl facem fără voie. Dar Dumnezeu este cel care ne iubește, avem preț în ochii Lui și poate că le vede că le facem și ne spune țara aceasta. Fiile, nu lupta împotriva fratelui tău. Nu lupta. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Deci să nu luptăm unii împotriva altora. Acum am dat două lucruri sau două lupte pe care nu se pune și noi n-ar trebui să le facem. Deci lupta împotriva lui Dumnezeu și lupta împotriva unii altora. Luptele acestea nu sunt bune. Nu sunt bune. În Scriptură sunt și alte lupte care ne spune Scriptura, dar aș vrea să merg la luptele bune. La lupta bună pe care noi trebuie să o ducem și să o dăm în fiecare zi. Și să ne uităm puțin în Scriptură și să vedem care luptă este lupta cea bună. Ca să putem spune că Apostolul Pavel, la sfârșit, când el s-a terminat alergarea, a putut spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Cine nu am eu? Și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Frați și sărori, ca să putem și noi la urmă să spunem ca Apostol Pavel, am luptat lupta cea bună, trebuie să știm care sunt luptele cele bune pe care noi trebuie să le dăm. Și aș vrea să ne ducem în Scriptură și să vedem câteva lupte pe care noi trebuie să le dăm și să fie luptele cele bune. Și spune Scriptura în felul următor. Vreau un adevăr să știți că cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei de la Odicea și pentru toți cei ce mi-au văzut fața în trup. 2 Coloseni, capitolul 2, versetul 1. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei ce nu mi-ați văzut fața în trup. Iubiți frați și surori, o luptă pe care noi trebuie să o dăm pentru frații noștri. Pavel se lupta și spune, duc o luptă mare pentru voi. Și ce a văzut Pavel? Ce a auzit Pavel? Spunea Apostolul Pavel că am auzit de la Chloe, că între voi sunt certuri, sunt neînțelegeri, sunt putare și putare. Și Apostolul Pavel ce făcea? Deci el spune aici că duc o luptă pentru voi. Ce făcea Apostolul Pavel? Asta este viața noastră. Asta este viața. Fiecare dintre noi nu suntem la fel. Nu suntem la fel de puternici. Nu suntem la fel de buni. Nu toți suntem. Să înțelegem. De exemplu, cum am făcut telefonul, dar te-a sunat, nu? Deci nu suntem toți la fel. Eu nu le-o am venit duminică. Lăs acasă. Ca așa am spus că lăs acasă, lăs acasă. Din neasă m-am fabricat, am luat la uricani cu mine. Dar am închis că am intrat în biserică. Ei, nu suntem la fel. Ei, sunt frazele noștri care mai calcă pe de alătoria. Nu? Sunt frazele noștri care vin mai rar la biserică. Sunt frazele noștri care se roagă mai rar. Sunt frazele noștri care se împărtășesc mai rar. Sunt frazele noștri care fac anumite lucruri și nu sunt bune.
Și eu, în calitate de copil al lui Dumnezeu și frate cu fratele meu, care face astfel de lucruri, eu trebuie să duc o luptă. Și cum duc lupta aceasta? În primul rând, vin cu fratele meu înaintea lui Dumnezeu și îi spun: Doamne Iisuse, te rog să privești la fratele meu Vasile. Privește, Doamne, la fratele meu Vasile. Și încerc să-i spun Domnului: Doamne, Tu ai murit pentru el. Tu ți-ai dat viața pentru el. Tu l-ai săpat în palmele tale. Sângele tău l-a spălat, l-a curățit de orice fără de lege. Doamne, uite-te la el. S-a îndepărtat de tine. Doamne, faptele pe care le fac, le face el. Felul de trăire, felul de a spune. Doamne, nu e un lucru plăcut ție, nu e un lucru după Scriptură. Doamne, eu vin cu el înaintea ta și pun numele lui pe altarul tău cu această încredințare, că știu ești bun și vei sta de vorbă cu fratele meu. Și Domnul are puterea aceasta să stea de vorbă cu el. Amin. Știți cum? Spune Biblia, când omul este confruntat într-un somn adânc, când omul doarme și se este liniștit în patul lui, atunci vine Dumnezeu. Vine cel ce l-a curățit, vine cel ce l-a săpat în palme, vine cel ce a murit pentru el, vine el la el. Se spune: Vasile, ce faci? Vasile, te iubesc. Nu. Îi spune așa cum i-a spus lui Petru, l-a s-a întâlnit Domnul cu Petru și a zis: Petre, te iubesc. Petre, te vreau lângă mine, Petre, te vreau să intri în lucrarea mea, pentru că te iubesc. Și de ce vine Domnul? Pentru că frații se luptă pentru el. Se luptă pentru el. Pentru că nu rămân nepăsător. Nu vreau să mă duc singur în împărăție. Dumnezeu nu dorește astfel de oameni egoiști. Nu? Și Domnul ne-a spus: mergeți, propovădiți Evanghelia la orice făptură și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci mergeți și faceți lucrarea aceasta. Păi, când eu merg și fac, mă lupt. Îl văd pe fratele meu. Dacă văd că rugăciunea nu te are efect, e o zi de post. E o zi de post și vin cu post înaintea lui Dumnezeu. Și vin cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Și îi spun: Doamne, eu vreau pe fratele Vasile în casa Ta. Eu vreau aici, Doamne, să laud de numele Tău. Eu vreau, Doamne, să fie aici. Iubiți, frați și surori, o astfel de luptă este răsplătită de Dumnezeu. O astfel de luptă este după voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună. Ca să te lupți lupta cea bună, trebuie să te lupți în felul acesta. Deci vezi pe fratele tău, tu îl aduci înaintea lui Dumnezeu. Vezi că se întâmplă ceva în biserică, tu nu te duci să trâmbiți la alții, dar te duci și spui lui Dumnezeu: cel ce are putere, sus în cer și jos pe pământ, cel ce poate să mântuiască, cel ce poate să răspundă, cel ce poate să întoarcă, cel ce poate să readucă din morți la viață. Noi venim și spunem lui: Doamne, eu vreau ca fratele meu să fie aici. Iubiți, frați și surori, aș vrea să vă întreb în seara aceasta: am dat noi astfel de lupte? Câți dintre noi v-ați uitat în poza aia de botez? V-ați uitat cu cât ați încheiat legământul? Și cât sunt în afară? Cât sunt plecați? Cât sunt, poate nu sunt aici și îi vezi prin altă parte, dați astfel de lupte. Dacă nu facem așa, Biblia spune: cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. N-aș vrea să săvârșim păcate. Și am vrea să facem numai voia lui Dumnezeu, să facem numai ce este bine. Iubiți, frați și surori, dacă n-ați făcut-o până acum, haideți din seara aceasta să luptăm lupta cea bună împreună. Păstorul cu biserica, biserica cu păstorii, să lucre sau să lupte lupta cea bună. Să ne doare. Pentru că în orașul acesta sunt atâția frați, sunt atâția surori care nu mai vin la biserică. Deci să luptăm lupta cea bună. Și Apostolul Pavel spune că să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Cât de mare luptă. Pavel îi părea rău de tot ce auzea. Îi părea rău de tot ce se auzea, de tot ce se întâmpla.
Nu era indiferent. N-a trăit cu ideea, păi, eu fac lucrare, sunt mântuit, ce-mi pasă de altul? Nu. Și apostolul Pavel spune, după o mare luptă pentru voi. Doamne ajută-ne. Amin. Să călcăm pe urmele apostolului Pavel și pe urmele Domnului. Să luptăm pentru frații noștri. Să luptăm pentru ei. Să-i smulgem din mâna satanului. Să-i smulgem din împărăția celui rău. Să-i smulgem din foc. Pentru că ei merg în foc și nu este milă de ei. Și nu vrem să ajung acolo. Și eu din mâna și-i smulg de acolo. Și-i trag spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Să luptăm o astfel de luptă. Amin. În fiecare zi. În fiecare zi să luptăm. Să ieșim și să ne înarmăm cu toată armătura lui Hristos, așa cum a predicat joi seara. Nu? Să ne îmbrăcăm, să ne înarmăm cu toată armătura. Și făcând lucrul acesta, vom putea să stăm și vom putea să câștigăm și vom putea să ne bucurăm de binecuvântările cerului. Pentru că Domnul le va spune, vin o slugă bună și tineincioasă, că și mie mi-ai slujit. Domnul să ne ajute să luptăm lupta aceasta. Deci să ne luptăm pentru frații noștri. Să ne luptăm pentru biserică. Să fie o luptă pe care noi să o dăm în fiecare zi. O altă luptă bună pe care noi trebuie să o dăm, ne spune apostolul Pavel, tot Pavel vorbește, să smulgem până și cămașa care este mânjită de sânge. Să ne luptăm pentru frații noștri care zicem noi că nu mai avem nimic de făcut pentru ei. Pavel spune că l-a dat pe mâna satanei. Și sunt mulți frați care au plecat și sunt în felul acesta. Frați și surori, aș vrea să ne luptăm și pentru frații aceștia. Să ne luptăm pentru ei, să-i aducem, să-i smulgem de acolo, să le spunem, frate, ani în casa Domnului, pentru că mare este mila lui Dumnezeu, mare este bunătatea lui Dumnezeu. Să luptăm pentru toate categoriile de frați, indiferent că n-au venit, că au căzut de la credință, au făcut alte lucruri, noi trebuie să mergem să luptăm, să-i smulgem pe toți, să recuperăm pe toți de acolo. Pentru că Domnul te va răsplăti în ziua cea mare. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Aș vrea să ne luptăm în rugăciune. O altă luptă bună este lupta în rugăciune. De multe ori mi se pare că e grea lupta aceasta. Să ne luptăm în rugăciune. Să te lupți, să stai în rugăciune. E cea mai grea luptă pe care poate omului Dumnezeu. Așa spunem noi. Dacă ne uităm acum, în vremea aceasta, noi motivăm motivul nostru. Nu vin adunare pentru că două ore de rugăciune sau o oră de rugăciune dimineața stau în genunchi, mă dor genunchi, mă doare spatele, eu știu, stau aplecat. Și e cea mai grea luptă. Dar Biblia spune să luptăm în rugăciune. De ce să luptăm în rugăciune? Pentru că rugăciunea este cheia pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Amin. Rugăciunea este cheia pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă să deschidem cerul, să deschidem binecuvântările Lui și să ne folosim de ele. Și ca să ajung să deschidă o ușă, nu? De multe ori trebuie să... Nu-i de aia cum e la pene, nu? Se dă. Să te duci în fața ei. Ce bine ar fi dacă și rugăciunea ar fi la fel. Să te pui în bancă și să te spui, Doamne, eu cum mă rog. Și Dumnezeu să deschidă cerul. Dar rugăciunea trebuie să fie o luptă. Și vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta sunt. Sunt păcătos, sunt slab și ajută-mă. Deci, frate, e o luptă. Haideți să ne uităm în vederea aceasta. Ne mai luptăm noi în rugăciune? Ajută-ne, Doamne. Eu despre mine, nu despre alții. Câți dintre noi avem altare acasă? Câți dintre noi? Nu? Ne plecăm genunchii și stăm de vorbă cu Dumnezeu acolo.
Aș vrea să ne uităm la un om al lui Dumnezeu, cum se lupta el în rugăciune și ne reprezintă Scriptura atât de frumos despre el și ne spune despre Pavel, despre Petru, pe care Dumnezeu l-a izbăvit din temniță. Și spune Scriptura, deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciune către Dumnezeu pentru el. Și Petru acolo se ruga și el. Iubiți frașe sărori, sau în altă parte ne este prezentat despre Pavel în temniță, pe la mijlocul nopții. Mâinile legate, picioarele legate. Și Pavel și Sila spune că se rugau și cântau cântare spre slava lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că la oamenii aceștia Dumnezeu le-a deschis temnițele. Dumnezeu le-a deschis temnițele. Dumnezeu i-a scos afară de acolo. Deci puterea rugăciunii este că Dumnezeu deschide. Deschide ușile lumii aceștia. Dumnezeu deschide cerul. Ce mare har, ce mare putere ne-a dat Dumnezeu. Să avem noi, ca răscumpărați ca oameni al lui Dumnezeu, să putem intra în Sfânta Sfintelor și să putem sta de vorbă cu Dumnezeu. Și să primim acolo, în Sfânta Sfintelor, să primim binecuvântarea. Dumnezeu ne-a dat puterea aceasta și a spus să luptăm în rugăciune. Să ne luptăm, luptați. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura despre El. Ziua predica Evanghelia, toată ziua umbla. Iar noaptea se ducea în grădina Ghetismani și o petrecea în rugăciune. O petrecea în rugăciune. Nu că avea el nevoie de rugăciune. Nu că avea nevoie de rugăciune. Eu avem nevoie de rugăciunea Lui. Și El nu se ruga pentru El, ci se ruga pentru mine. Și se ruga pentru noi care suntem astăzi aici. El, viața Lui de 3 ani și a dus o viață de o luptă în rugăciune. O viață de rugăciune, o luptă în rugăciune. S-a rugat pentru mine. Ca eu să fiu astăzi aici. Și sunt aici pentru că s-a luptat, pentru că s-a rugat și s-a luptat El în rugăciune. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai biruință, dacă vrei să avem biruință, iubiți frașii și surori, noi trebuie să fim oameni care să luptăm în rugăciune. Să luptăm în rugăciunile noastre. Să nu ne fie ușor sau să spunem doar, așa cum te pune, că dacă fac Sfânta Cruce, gata, ei s-au închinat, s-au rugat. Nu! Nu! Rugăciunea nu înseamnă a face un semn. Și rugăciunea înseamnă a te proșterni înaintea lui Dumnezeu și a spune, cum i-a învățat Domnul pe ucenici, Tatăl nostru care ești în cerului, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Deci rugăciunea înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune ceva. A spune, Tatăl nostru, Tu ești în cerul. Noi te slăvim, te binecuvântăm, te glorificăm. Și așa cum a început Apostolul Pavel aici, în sala aceasta, mesajul, nu? Deci, noi trebuie să venim să înălțăm numele Domnului. Asta înseamnă rugăciune. Și apoi vii în rugăciune și spui, Doamne, uite problema mea. Poate nu scap eu de un gând, poate te frământ un gând. Gândul sinucidei, poate vine și te frământe. Și nu scap de el. Nu scap de el. Dar vine rugăciune și spui, Doamne, eu știu că Tu poți să mă scapi de gândul acesta. Și acum te scapă la primul. Doamne, eu știu că poți să mă scapi de gândul acesta. Doamne, eu știu că poți să faci lucrul acesta. Și vii și stai înaintea lui Dumnezeu și bați la ușa mirii și a îndurării lui Dumnezeu, prin Dumnezeu te eliberează. Asta înseamnă luptă. Dacă ne-a dat Dumnezeu numai la prima strigare, ceea ce vrem noi, ce bine ar fi. Dar Dumnezeu vrea să vadă lupta noastră. Ne luptăm noi în rugăciune. Ne frământă pe noi lucrul acesta să căpătăm ceva de la Dumnezeu, binecuvântare. Ne frământă pe noi să avem viață veșnică. Ne frământă pe noi să avem sănătate. Domnul vrea să vadă, ne frământă. Și El ne lasă să strigăm. Și strigăm. Și batem la ușa mirii și a durerilor Lui. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne ascultă. Și spune Biblia că toate rugăciunile noastre nu sunt aruncate. Și toate rugăciunile noastre sunt strânse. Iubiți frașii și surori, noi trebuie să dăm lupta aceasta. Și ne uităm la un om că spune că el s-a rugat lui Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu a trimis răspuns în prima zi rugăciunii lui. Dar îngerii care vineau să-i aducă răspunsul au întâmpinat un război, au întâmpinat o luptă care au dat-o și ei. Și a spus rugăciunile care au fost ascultate din prima zi, dar din pricina diavolului. N-a putut să aducem răspunsul.
Și primim acum pe care începe răspunsul. Frați și surori, înseamnă să, că trebuie să ne luptăm în, în rugăciune. Da. Și în altă parte spune omul, Dumnezeu următoarea, m-am dus la locul meu de stragă să văd ce are să-mi spună Domnul. Deci trebuie să avem un loc de stragă. Trebuie să avem un loc unde să ne ducem și să stăm în prezența lui Dumnezeu până primim răspuns de la Domnul. Ilie a trimis slujitorul său și a zis, du-te și vezi, vine foaie. Și a venit și a spus, nimic nu se vede. Du-te și vezi, vine foaie. Nimic nu se vede. Du-te și vezi, vine foaie. Nu? Și până la urmă, spune că a venit slujitorul și a spus, să vede o palmă de nori care se ridică. Și atunci Ilie a spus, nu? Să vine foaia. Asta înseamnă slăviță. Să te lupți înaintea lui Dumnezeu, să stai înaintea lui Dumnezeu, până Dumnezeu trimite răspunsul rugăciunilor noastre. Doamne, ajută-ne! Amin. Să ne luptăm în rugăciune! Amin. Nu-i așa când ne mai luptăm? Mi se pare mult, duminica, două ore dimineața la rugăciune. Atât de mult mi se pare. Mi se pare mult vinerea, două ore de rugăciune. Mi se pare mult. Asta nu-i luptă. Asta e formalism. Asta e doar ceva așa de... Dar Dumnezeu vrea ca creștinul, ca oamenii lui, să se lupte în rugăciune. Doamne, ajută-mă! Și pe mine și pe dumneavoastră să ne luptăm în rugăciune și să trăim o viață de rugăciune. În fiecare zi, în fiecare moment din viața noastră, noi să avem o viață de rugăciune. O altă luptă pe care trebuie să o dăm noi, pentru că și fără ea nu putem intra în cer, fără rugăciune nu se poate intra în cer. Aș vrea să vă spun clar, lămuriți și deschiți la toți. Fără rugăciune nu se poate intra în cer. Hristos a murit, ne-a mântuit, ne-a spălat, ne-a curățit. Dar dacă vrei să păstrezi mântuirea aceasta și să intri acolo, tu trebuie să fii un om care luptă în rugăciune. Doamne ajută-mă pe mine să fiu omul luptător în rugăciune. Să lupt în rugăciune pentru că am pentru cer să mă lupt în rugăciune. Un alt lucru pe care noi trebuie să ne luptăm și spune Scriptura că noi trebuie să-l facem și spune că și Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție. 1 Tesalonicenii capitolul 4, versetul 7. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Iubiți frate și surori, a te păstra curat, a păstra sfânt, înseamnă să te lupți. Trăim într-o lume coruptă, trăim într-o lume murdară, trăim într-o lume atât de destricată, trăim într-o lume în care la orice pas, la orice, și în casă, dacă vrei să te murdărești, te murdărești. Și în casă. Deci, în valea aceasta a plângerii, în lumea aceasta în care noi trăim, aici este ploaie cu cenușă. Și cenușa ne face gri. Și când suntem gri sau suntem nerne, nu mai suntem sfinți. Și Biblia ne spune și ne îndeamnă că noi trebuie să ne luptăm pentru a ne păstra neprihănirea. Și ne întrebăm de multe ori, de ce să ne păstrăm neprihănirea? De ce să fim neprihăniți? O, dacă ar fi clipa plecării noastre, ce bine ar fi. Dar lucrul acesta Domnul a ținut atât de ascuns și nu-l știe nimeni. Doar știm semnele că ne apropiem de plecare. Doar ne vedem că suntem pe linia 3-a. Nu? Doar vedem atât. Dar nu știm. Unde e capătul linie 3? Nu știe nimeni. Unde e care? Nu știm. Dar știm un singur lucru. Că Domnul a spus să fim sfinți. Așa ne-a spus Domnul. Că și Dumnezeu nu ne-a chemat la necurății, ci la sfinție. Și ne întrebăm de ce să fim sfinți. Pentru că cel ce e la capătul linii 3 este sfânt. Pentru că cel ce ne-a chemat este sfânt. Și îngerii din cer strigă lucrul acesta și spuneți că strigau unul către altul, Isaia ne vorbește acolo și strigau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Deci dacă Biblia și îngerii și serafimii și toată oștirea cerurilor declară că El este sfânt, eu mă voi întâlni cu El. Și pentru ca să
poate el să spună, vină o slugă bună și credincioasă, că și mie mi-ai slujit. Trebuie să fiu? Sfânt. Că și Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție. De ce nu ne-a chemat Dumnezeu la necurăție? Pentru că spune Biblia, nimic întinat, nimic necurat, nimic murdar nu va intra acolo. Iubiți, frați și surori, noi trebuie să fim conștienți că și trebuie să luptăm pentru sfințirea care ne-a fost dată și pe care ne-a fost poruncită. Și a spus, fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Și nu numai la cina Domnului cum a fost astăzi ne sfințim, nu numai pentru astăzi ne pregătim, nu numai pentru că suntem bolnavi și venim la ungerea cu un de lemn și ne sfințim, nu pentru că suntem și avem o lucrare de făcut și trebuie să vină slujitorii să se roage. Eu trebuie să mă sfințesc, nu numai pentru așa asta. Eu trebuie să mă sfințesc pentru că mă așteaptă Cel ce este sfânt. Pentru că mă așteaptă și nu știm clipa plecării noastre. Și de aceea eu trebuie să fiu sfânt în fiecare zi. Și ca să te păstrezi sfânt, trebuie să te lupți. Trebuie să te lupți. Și în primul rând, spune Biblia, așa Apostolul Pavel vorbește, în noi sunt două forțe, în noi sunt două forțe. Una este duhovnicească și alta este firească. Și lucrul acesta aș vrea să-l spun, atât de mult cred atât de mult că omul are două părți, una spirituală și una pământească, din pricina acelui accident. Și aceea moarte clinică pe care am avut-o. Atunci am văzut că omul este compus din două părți. Partea materială care rămâne, lutul rămâne aici, nu simte nimic. Și cel ce simte și cel ce aude și cel ce știe totul este Duhul de viață pe care Dumnezeu ne-l-a dat și a pus în noi. Fie aceasta, trupul acesta, nu-i place sfințirea, nu-i place. Nu-i place post, nu-i place rugăciunea, trupul acesta, nu-i place biserica. Știți cum îi place? Dar trup nu-i place să-l aduce aici. Lui îi place la altă parte. Îi place unde este mâncare, unde este jocul, unde este băutura. Acolo îi place lui, la trup. Dar la suflet, sufletul nostru, el tânjește după Dumnezeu. Pentru că spune în Maleahe că și Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Și gândul acesta al veșniciei a pus Dumnezeu în noi. Și El este în noi, este înăuntru nostru. Și ceea ce este în noi, El dorește și dorește sfințirea. Și ca să putem să împlinim de multe ori voia sufletului și voia lui Dumnezeu, noi trebuie să ne luptăm. Pentru că diavolul ajută trupul. Știți că diavolul ajută trupul nostru? Când nu n-a fost de multe ori, n-a scosit. Poate n-a scurcat dimineața. Și ați plecat și v-ați dus, ați zis la 2-3. Lasă-i cu foamea. Nu vă fost foame. V-ați râs, s-ați glumit. Ați vorbit cu unul școală. Dacă îți propui să postești pe la 9-10, chiar dacă ești în oraș, chiar dacă ești poate acasă, nu? Îți vine o poftă de un complet, ești prin o pâine, nu, chiar și pe pâine, și îți vine așa o... Și te duci fără să vrei, nu? Te duci și ce dă-mi un corp. Și ai început să mânci din ea. De ce? Pentru că cel ce te ajută, și cel ce dorește ca să nu împlinești sfințirea, este diavolul. Și el vine și îți dă poftă în momentul acela. În momentul acela îți face foame, în momentul acela te lua de stomac, în momentul acela ți-i sete de nu mai poți. La ce momente? De ce? Pentru că diavolul ajută trupul. Dar noi trebuie să ne luptăm, spune Scriptura. A păstra sfințirea, trebuie să ne luptăm, frați și surori. Când spui, trupul zice, mi-e foame, spui, trupule, astăzi vreau să stau mai aproape de Dumnezeu. Vine pofta, vreau să stau mai aproape de Dumnezeu. Îți vine setea, vreau să stau mai aproape de Dumnezeu. Îți vine somnul în ziua aceea, vreau să stau mai aproape de Dumnezeu. Și te lupți cu tine, te lupți cu ochii tăi, te lupți cu somnul tău, te lupți cu eu-ul tău, te lupți cu trupul tău. Și spui nu. Și spui nu. Și în momentul acela, tu ajuți sufletul să se apropie de Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Să dăm și lupta aceasta. Amin. Să nu lăsăm trupul cum vrea El. Să nu lăsăm viața așa cum vrea ea. Pentru că totul de lumea aceasta este trecător. Și într-o bună zi vom întâlni, așa cum a spus, la capătul linii 3, este ceea ce este sfânt. Și El vrea și pe noi să fim sfinți. Doamne, ajută. Amin. Să dăm lupta aceasta. Aș vrea să mă duc în Scriptură.
Și să mai vedem de o luptă pe care noi trebuie să dăm în Luca 13 cu 24 și apoi mă voi apropia de închiere. Și spune Biblia așa, aici spune anevoință-vă sau anevoință-vă. Eu aș vrea să spun să schimbăm. Luptați-vă să intrați pe ușa cea strântă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea să intre. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Luptați să intrați pe ușa cea strântă. Căci mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Lupta pentru a intra în împărăție se dă aici. Când vom ajunge, când Dumnezeu va desfate sufletul de trup, s-a încheiat cu luptele. Nu ne mai putem lupta. Poate vei vrea și vei ajunge, sau vei face cum a făcut omul bogatul din Scriptură. Vei vrea atunci când vei fi în iadă, vei fi în lumea de dincolo, să te rogi, să-ți spui, Doamne, Abrahame, fie-ți milă și de mine. Începi acolo să te rogi, să-ți spui, ai milă de mine, ajută-mă! Spune Scriptura că nu se mai poate. Biblia ne spune aici, din lumea aceasta, să ne luptăm, să intrăm pe ușa cea strântă. Iubiți frați și surori, haideți astăzi, în seara aceasta, să-i spunem Domnului, Doamne, eu vreau să intru pe ușa cea strântă. Și eu vreau, Doamne, să merg pe calea Ta așa cum ai trăsat-o Tu. Și cum spune Biblia și spune Apocalipsa, cine adaugă, mi se adaugă, cine scoate, se scoate. Doamne, eu n-aș vrea nici să adaug, dar nici să scot. Vreau calea Ta, ușa Ta cea strântă, să o lăs așa cum este ea. Ajută-mă să intru pe ea. Și Biblia spune că cel ce face astfel de rugăciuni, cel ce face astfel de cereri, cel ce roagă pe Dumnezeu să-L ajute să intre pe ușa cea strântă, Dumnezeu îl ajută. Pentru că El a spus căci oricât, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, te-a dat pe singur Zofriu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Vrei să ai viață veșnică? Vrei să fii cu Hristos? Vrei să te bucuri cu El? Vrei să stai la masă cu El? Haideți de astăzi să intrăm pe ușa cea strântă. Haideți de astăzi să ne luptăm în sfințirea noastră. Haideți de astăzi să ne luptăm în rugăciunile noastre. Haideți de astăzi să ne luptăm pentru frații noștri. Căci dacă vom face așa, la urmă vă spune și noi ca Apostolul Pavel. M-am luptat, lupta cea bună. De acum mă așteaptă cu mâna slavei. Amin. Dumnezeu și Stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Astăzi când glorios Crăciun este, I'm